ce relații mai ai cu fotbalul? Știu că te-au întrebat atunci la Utrecht, prima dată când te-ai întors după accident, dacă te mai uiți la fotbal, dacă mai suporți să te uiți. Da, mă uit. Și le-ai răspuns amuzat că atunci că ai mult mai mult timp decât înainte, așa că nu-ți scapă nimic. Da, mă uit, mai citesc pe net. Că problema, singura problemă e că majoritatea meciurilor sunt destul de târziu și adorm, în general, după ora 10. Dar mă uit la meciurile mai importante, mai ales la naționale, mai ales că fostul meu coleg Mireș Rădău e antrenor și atunci îl susținem de la distanță, îi ținem pumnii și sunt la curent, în general, cu tot cei din lumea fotbalului. Nu, poate nu așa pasional ca înainte, dar țin legătura și cu foștii colegi de la Steaua și cu o parte din foștii colegi de la Utrecht, care am avut o relație mai bună și atunci în timpul gradei petrecute și pot să zic că sunt mereu impresionat de dragostea care mi-au arătat-o mulți oameni în jurul meu după accident. Nici nu credeam că să gândesc că au oameni la mine și în continuu, practic, fundația trăiește cu ajutorul Dumnezeu din dragostea oamenilor care ne-o poartă și ne ajută cu bani, cu servicii să ne îndeplinim obiectivul. Și cu Mihai o relație care ține deja de mai bine de 10 ani, nu? Vă știați din Olanda? Da, noi ne știam. Ne-am întâlnit la un moment dat la stadion. Un lucru pentru mine foarte mare și important să am oameni așa în jurul meu care pot să le încredințez toate problemele mele și numai Mihai. Și Dani și Iulia, managerul fundației, și mai sunt destui oameni care mă ajută mai rar, dar oricând apelez la ei, să sunt disponibil.